La mulți ani, pe 9 ani, multă sănătate, fericire și bucur. Vă duce la îndeplinit dorințele care le-ați propus dumneavoastră. Având în vedere că suntem majoritatea consilierilor prezenți, declar deschisă ședința de astăzi. La ordinea de zi, fiind mai multe puncte, sunt 4 proiecte. Au mai venit încă 2 proiecte. Două proiecte. Cu strategia. Am să vă explic eu. Așa și aprobarea prelungirii perioadei contractuale. Da, e Costel aici, o să vă explic. Da, cu contractul. Așa. Și cu strategia. Referitor la procesul verbal de la ședința trecută, o să vă primiți la ședința următoare. Cine este de acord cu ordinea de zi? Cu suplimentarea celor 2 proiecte. Cine este pentru? Da, mulțumim. Împotriva, abțineri, nu. Referitor la prezență, sunt câțiva colegi, am înțeles cu domnul Pavel Bacaru, trebuie să apară acum. Da? Domnul Bacaru, da? Criterii cu vini și el împotmolit pe Tărâța, nu Tărâța, pe Grigore. Da, bun. Deci, domnul primar, citiți ordinea de zi. Invitați la ședința Consiliului Local din data de 9.2024 cu următoarea ordine de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Balcan Județul Bacău pentru anul 2024-2025. 3. Proiect de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Balcan numărul 414 din 20.12.2023 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. 4. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Balcan pe anul 2023. Încă 2 proiecte care... Privind aprobarea perioadei contractuale, actul adițional numărul 7 a contractului de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciului de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău, numărul 180, încheiat cu compania Romfresh Service, proiecte privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Balcan pentru perioada 2024-2034. Divers. Cine este de acord cu ordinea de zi? În primul rând, propuneți dacă mai avem, nu. Vă mulțumesc. Acum, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. Propune. Da, eu propun pe domnul Sobronin. Domnul Constantin. Deci, prima propunere, domnul Sobronin, domnul Barna. Mai e vreo propunere? Nu, mulțumesc. Propuneți pe aprobare. Prima propunere de domnul Sofroni, dacă am spus. Cine este de acord cu domnul Sofroni, schimb de ședință? Da, să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Da. 8. Propuneți... Nu se mai pune a doua dată, trebuie. 8, 8, 7, 5, deci jumătate plus 1. Deci a doua... Nu se mai pune. Bun, mulțumim. Deci 8 voturi pentru domnul Sobroni. Trebuie să spune și la lui Cucurinivu când a plus. Da. Proiectul de privind aprobarea rețelei școlare a Comunei Balcan de Bacău pe anul școlar 2024-2025. Da, discuții pe marginea acestui proiect. Dacă sunt observații, obiective, ceva, domnul Rasen. Am o nelămurire. Și poate doamna e mai mare. N-am primit materialele.
Spune. Spune acolo că la Udaș, să fie așa pe formular, în președinte, în mijlocie, la grupa pregătitoare anul ăsta sunt 26 și 18 la Frumoasa. Am înțeles că e planul de școlarizare pe 2004-2025. Da. Apare pe 2024 față de 2023 că vor fi 20 parte. Restul își fac, rămâne pe timp sau ce? La care școală am zis? La Udaș. La grupa pregătitoare. Acolo mă interesează, deocamdată. La clasa pregătitoare? Da. Sau poate am trebuit de azi, am făcut un șala. Poate știa ceva și în 26, vedeți, uite. Există? Școala primară Udaș, 26 existenți, nu? Da. Clasa a treia? La clasa pregătitoare. Formațiunea de... La anul vor fi 20, sau greșesc eu, grupa pregătitoare A. Nu, existența cu sunt 26. 26, nu? 26. Bun, și la anul? Propuși 26. Aici, nu mai ele propuși. 26, 26, da, foarte bine, da, sigur. Da, bun. Alte observații, alte discuții, dacă sunt pe marginea acestui proiect? Văd că... îmi cer scuze. De ce-s mai mult la Udaș și mai puțin la Frumoasa? Nu trebuie să dispară, să împartă în mod echitabil? Am înțeles că la Frumoasa se duc la Udaș. Da. Întreb, că nu cred că puteți să-mi dați o răspunde, n-aveți nimeni să știți. Să știm că domnul director. Da, de asta zic. De ce? Știm noi, eu cu domnul Gânga știm problema. Păi eu știu și eu, dar vreau să afli din toate punctele de vedere. 7 sau 6 părinți la Frumoasa au solicitat să meargă copiii lor la Udaș, la doamna, la doamna, ca să învețe cu doamna Pușcașul Elena. Și Ministerul Educației și Cercetării acceptă. Deci la o clasă, știți normele de încadrare și... Dar se încadrează, probabil. Se încadrează 100%, deci nu e problema. Se încadrează în maxim. Normal, da. Și atunci ce facem? Dacă cereau 40 la Frumoasa? Păi nu se putea. Da, deci s-au acceptat numărul limită. Limite, nu? Da, da. No, de asta știți, mai o știți cum mai e o problemă până la unul, domnule? Eu sunt convins că e legal. Că și dumneavoastră ați avut copii la școală și eu am avut copii la școală și părinți, cam unii vor să dea copilul, unii vor să... Domnul Bătător, asta am vrut să aflu. Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos! Nu știați de pe ce au... vorba. Părinții vrea să-și ducă copilul la ce învățător vrea el. Dar tot în limita legii, știți, dacă nu pot supraîncărca prea mult. Eu am zis că e legal. Ei au profitat de ocazia că la grupa pregătitoare de la Udaș sunt 7 sau 16 elevi, câți au fost? 7, în fine, nu mai contează. Și părinții au solicitat ca elevii aceștia să vină la Udaș. Da. Bun, mulțumim. Cine se pentru rețeaua școlară din anul viitor? Da. Mulțumim. Proiectul de hotărâre privind validarea și însușirea dispoziției primarului Comunei Balcan numărul 414 privind rectificarea bugetului local pe anul 2023. În ultimii zile anului trecut au mai venit 90 și ceva din nu știu, aproape un miliard și... 96. Eu nu fac pe ziua. Da. Am înțeles. Puse iasă rectificarea de buget și poate prin dispoziții și după aia... Discuții pe marginea acestui proiect? Dacă sunt. Da. De ce trebuie hotărârea Consiliului Local, dacă e dat prin... Așa e legea, așa e legea. Adică nu e valabilă dispoziția fără Consiliului Local. Nu, se face dispoziții și după dispoziții se face hotărârea Consiliului Local pentru validarea dispoziției. Adică nu e valabilă dispoziția fără votul... Ba da, e valabilă dispoziția. Este legală dispoziția, așa, dar trebuie și hotărârea Consiliului. Dar nu e valabilă, eu n-am zis că nu e legală. Este valabilă la urgență, dar pe parcurs trebuie validată prin hotărârea Consiliului Local. Aceasta este. Deci e valabilă fără votul Consiliului. Da. Cine este pentru atunci? Da.
Cine este Pedro? Nu v-ați învățat, doamna secretar. Poate, da, unul. Drăjelile domnului primar. Da. Cu minciunile domnului primar. Hai, da. Ne-am obișnuit. Știm. Așa, aveți dreptate. Tocmai de-aia ne abținem. Aveți dreptate. Aveți dreptate. Trei abținem. Mai e vreo, așa, proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local al Comunei Balcan. Da, discuții pe marginea acestui proiect. Da. Bani care s-au cheltuit, la sfârșit de ani ce au rămas. Fiecare an s-a votat în sfârșitul lunii acest proiect. Trebuie acum cu data din nou, asta e... Am văzut termenul limitat, să se sperăm. Azi, termenul, da. E ultimul timp. Deci discuții. Cine este pentru acest proiect? Da. Mulțumesc. Cine? Potriva? Nu. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pentru perioade contractuale conform actului adițional numărul 7 a contractului concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare și transport de deșeuri municipale în județul Bacău. Deci contractul se prelungește pentru o perioadă de 2 ani, iar în cazul în care, dacă vine altă societate sau gestiunea se atribuie un alt operator, se reziliază contractul și continuăm cu alte societate. Programul rămâne același. Programul rămâne același, prețurile mai mici, am văzut prețuri mai mici cu câteva bani îți fac. Domnul Bano? N-am avut material, așa că întreb. Se prelungește cu 2 ani de zile, da, față de care contract? Că parcă aveam până în 2030. Nu, contractul a fost până anul ăsta, până în 2023. Și lista aia de prețuri până în 2030 ceva ce era? Pe care am tot discutat-o în fiecare an. Și mai discutăm de acolo. Prețurile la salarizare. Păi și dacă n-aveai contract pe perioada respectivă, de ce discutăm? Păi, un preț care nu, ăsta e cu firma de salubrizare, nu cu Adivo, cu Madisco. Păi nu e același lucru? Nu. Firma de salubrizare, firma care are contractul încheiat cu Adiso. Așa, cu prețul de Balcan. Erau prețuri. Păi și prețurile alea erau, ce discutam noi, de la Adiso, un test, adică nu era cu, de la Adiso. Noi cu Adiso și cu firma de salubrizare. Prețurile rămân aceleași. Dacă vine altă firmă, așa, contractul se realizează cu firma respectivă, cu Romprețul, și prețurile continuăm cu următoarea firmă. O să mai discutăm cu prețul în fiecare an sau lună, de câte ori e nevoie și ni se cere. Și de câte ori să vor fi schimbări. Deci contractul era până anul ăsta, iarăși ați mințit. Da. Numai la primăria Balcan, sunt timp pregăsămin. Toate, e pe tot județul proiectul ăsta de hotărâri. La Balcan se minte. La Balcan se minte. Dacă tot mințim toți județul, tot județul, toți primarii din județ mințim. Aproape, aproape. Nu, în afară de ăștia la Liberat. Dar și ei au aceeași proiect de hotărâri, aceeași legislație. Da, nu, da, nu mă accentez pentru orice. Da. Alte intervenții? V-am întrebat dacă am avut materialele. V-am răspuns. Dacă ați înțeles, ați înțeles. Dacă nu faceți scris, că sunteți învățați să scriți. Am... Înțeles. Da. Mulțumim. Domnul, alt cineva? Da. Cine este pentru proiectul acesta? Da. Bun, mulțumim. Proiectul de privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Comunei Balcan pentru perioada 2024-2032. Discuții, da. Aici nu, strategia stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune. Mai repetați o dată, Ani, mai tare, vă deci, n-am auzit. Haideți că vă mai repet o dată. 2032. Deci se referă la... stabilește cadrul general al direcțiilor de acțiune asupra crearea unui sistem real și eficient de servicii sociale, în interiorul căreia planurile de acțiune locale și strategiile proprii ale furnizorilor de servicii sociale se vor dezvolta coordonat și integrat,
pentru asigurarea aplicării politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum și a altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. Autoritățile administrației publice locale au atribuții privind administrarea și acordarea beneficiilor de asistență socială și a serviciilor sociale. Deci, au mai fost niște modificări intervenite în nevoile sociale și se impune această strategie pentru a se dezvolta mai mult aceste servicii sociale în această perioadă care v-am spus, 2024-2032. Și este nevoie de un proiect de hotărâre, urmat de o hotărâre, pentru a beneficia și noi la nivelul comunității de aceste servicii mai dezvoltate pentru comunitate. Dacă aveți... Eu voi vota, dar sună cam anapola. Dar voi vota, că știu ce. Dar sună cam anapola, să votez ceva care, fără să ai nimic concret. Se vor dezvolta, da? Pe parcurs vor apărea. Păi nu sunteți divină, că eu știu. Aceasta este, aici este tot materialul, este destul de amplu, deci aici avem pe nume exact ceea ce nu am mai pus în material, că e, dacă aveți nelămuriri, veniți și discutăm și dezbatem. Așa. Da. Cum s-a bună? Cine este pentru acest proiect? Da. O să o spunem. La divers. La divers. Da, domnul Barna. Domnul Barna, poftim. Suntem în ianuarie, în urma sărbătorilor de iarnă, care abia au trecut. Și ca întotdeauna, manipularea e la ea acasă, în Comunul Balcani. Ați făcut o postare în care ați invocat o ordonanță de urgență care ați spus dumneavoastră că interzice sau va interzis să luați cadouri de Crăciun. Nu să luăm, să facem cheltuieli la sfârșit de an, ultimii două luni. Există așa ceva? Vă interzice? Vă ordonați da, așa ceva? Ordonanța 90. 90, da. Da, 2020. Da, da. Interzice așa ceva? Da. Exact ce am zis eu la ședința de Consiliu, dacă vă aduceți aminte că nu este voi, dar am votat și eu, că na, și am spus, domnule, nu-i voie. Da, da, zic că e voie, îmi pare foarte rău. Și am zis că nu este voie. Îmi pare bine că s-a reglementat. Dacă îmi permite să termin. Îmi pare foarte rău să vă spun că de-aia suntem în Europa pe primul loc cu peste 50% rată de analfabetism funcțional, pentru că lumea când citește un text nu-l înțelege. În ordonanța respectivă nu se interzice nicăieri o achiziție de acest fel. Sunt primării care au făcut-o. Nu, singura chestie care face ordonanța respectivă este că limitează suma pe care o poți cheltui la un anumit procent din suma totală pe care a cheltuit-o administrația în anul respectiv noi depășeam, până la data respectivă. Noi depășeam procentul, domnul Barna. Dacă lăsați-mă să... Păi da, nu, că batiți câmpii. Eu nu bat câmpii. Ba chiar batiți câmpii. Nu. Când noi depășeam... Una este să interzică. Păi era interzis. Nu alta este să nu... Care-i problema dacă n-am cumpărat din bani? Cine a mințit? Ca să auzi mai bine. Nu, că păi nu prea auzi. Nu prea auzi. Și câți bani s-au cheltuit? Nu s-au cheltuit bani de la primărie nici pentru sărbătorile de iarnă, nici pentru cadouri pentru copii. Am avut sponsori care au adus dulciurile care dumneavoastră... Apropo, vedeți, v-am adus acolo pe masa respectivă. Am văzut. Da. Vi le-am adus înapoi, copiii mei nu s-au putut... Foarte bine. Ai comparat vreodată prin un pachet de biscuiți la copiii tăi? Nu, au trăit în pomana dumneavoastră. Foarte bine. Mă bucur că de acolo. Domnul consilier, ce mai aveți de spus? Păi eu am, dacă mă lăsați... Păi, dar nu spune că batiți câmpi așa de... Mai mult a vorbit domnul primar. Și vorbesc în continuare. Păi, dar eu nu am cerut răspuns. Să mă lase să termin. Nu s-au cheltuit bani din ceea ce spuneți dumneavoastră,
Ce ne-au mințit? Că s-au cheltuit 500 de milioane. Domnul primar, poți să-mi termini? Nu poți să termin dacă minți. Fiindcă minți. Eu nu mint. S-au cheltuit 500 de milioane. Nu interzice ordonanța. Ce-ai spus tu pe Facebook? Ce-ai dat pe Facebook? Nu interzice, domnul primar. De ce ai manipulat pe Facebook? Nu săriți. Am intervenit eu și am spus ordonanța. Căutul ăla pe ordonanța să citesc că interzice. Eu am citit ordonanța. Ai citit-o, dar n-ai înțeles. Exact ce zici. Nu, dumneavoastră. Care o minți, domnule? Nu există nicio ordonanță care să vă fie interzis lucrul ăsta. Ordonanța limitează. Domnul primar, domnul Gânga, mare intelectual al comunității. Dacă noi am depășit, una este să interzici, alta este să limitezi. Eu nu ține pe adui. Domnul, nu ține, nu mai dai să fac. Nu mai, dar nu mai diferență. Dacă eu depășesc, nu mai dur lumea în eroare. Eu știu că la anul electoral și a început. Nu, dar ai plata pe care anul faci. Nu, la casa. Nu mai ceva, da. Deci mai cum. Chestia asta nu ține. Chestia, cum am mințit că îi dulciuri de la Cuscru, da? Cum ați Și în august sau septembrie, când ați făcut nu știu ce postare, că veți face nu știu ce cămin de zi la Sfântul Frumoasă. O să facem, da. Da? Da. Dar v-ați interesat dacă puteți schimba destinația clădirii? Da, m-am interesat cu avizul ministerului. Ieri am fost la București. Unde e hotărârea de consiliu? Așteptăm. Păi așteptăm avizul. Avem hotărâre. Avem hotărâri, să facem la școală. Păi, doamne, nu este hotărâri, să facem la școală. Hotărâre de consiliu local? Facem la școală, pentru centru de zi. Într-adevăr, știi ceva, dar ieri am fost la București, vă arăt și am fost la București pentru avizul. Este hotărâre de consiliu, că și atunci ce profesor. Clădirea respectivă nu poate fi folosită. Nu care sunt condițiile. Minte! Eu asta vreau să spun că minte! Cu avizul ministerului. Poate să trebuiască schimbată tot. Deci acolo se zice mai mult ceilalți decât mine. Păi dacă barbier nu crezi, nu date nimeni câmpii. Nu mai minți și nu mai manipulați. Nu mai manipulați. Minciurile astea le dați nepoților dumneavoastră. Dar le-am dat. Nu, le dau la un om lăcăjit, domnule. Acum le dau, dacă nu le dau. Dar voi să dați voi să iau și-o cuvântul? Da, domnule. Domnul Bogdan, haideți, da. Dacă tot s-a pus în discuție centrul DJ de la Schiță Frumoasă, eu cu domnul Leahu eram la ședința de școală și situația e în felul următor. Dacă se ia școala de la Schiță Frumoasă stradornă în centru de zi, ar trebui să facem un proiect de hotărâre noi primăria Balcan, să avem și noi un corp sau o școală ca lumea în centrul Balcanelor. Deci, domnul primar, deci am zis, explic destul de clar. Noi avem grupul de școală, școlile care le avem sunt foarte precare, deci mai ales la Balcan. Ce înseamnă foarte precare? Înseamnă că-s buni pentru tine. Da. Și dacă totuși, la ora actuală, cam cea mai bine școală stă în Schiță Frumoasă. Cea mai bine școală? Cea mai bună școală. Cel mai bine stă școala Frumoasă, Schiță. Da. Hai ca să fiți pe al lui domnul și dacă profesor totuși, dacă totuși avem proiectul ăsta care probabil se va îndeplini,
noi trebuie să facem... Băi, Ciprian, lasă-o, n-ai vreo treabă. Eu te știu că ești deștept. Dar lasă-te apreciez altceva. Pentru mine nu ești niciodată. Pentru mine nu ești. Dar vă rog frumos. Un om de taci, da? Dacă n-au sărit pe mine, de ce nu i-ați rugat? Fiindcă bați câmpii. Domnul președinte. Fiindcă bați câmpii. Domnul Barda, domnul Gunga nu bate câmpii. Și aș vrea... Eu știu ce vrea să spun și dau răspunsul. Vă spun ceva corect. Aș vrea să discutați, să colaborați, să discutați cu domnul director ca la, în Comuna Balcan, să avem și noi o școală, cum s-a făcut, de exemplu, și la Păljol, mai bună. Deci, la Balcan nu îi conform școala. Deci, să tragem noi niște fonduri, un proiect, să putem... Deci asta numai poliția dacă se închide școala de la schimb. Nu se închide, domnul, ieri am fost la ministru. Dar știți ce înseamnă Sunt două soluții la școala schimb. Domnul primar, știți ce înseamnă prima soluție. Să compartimentăm școala, iar al doua soluție, să construim alte clădiri. Tot pe terenul ăla, da? Uite că spune acum. Construim alte clădiri. Am vorbit cu consultanta și o să vinim cu alt proiect de hotărâri, ori compartimentăm și lăsăm și pentru ele două, trei clase, sau construim alte clădiri pentru centru de zi. Ce înseamnă? Centru de zi înseamnă. Ce înseamnă? Cu aprobarea Consiliului Local pe cheltuiala, cu ceea ce s-o discută. Noi am discutat, domnul Barna, dar nu explicați pentru oameni. Păi asta, dar dacă tu nu... Dar și oamenii, am discutat cu oamenii. Cu aprobarea Consiliului Local, cu cheltuielile din bugetul local, să-l facem și din noapte, da? Deci și s-o discutat. Bun, mulțumim. Exact ce a fost în proiectul care l-ați citit, domnul Barna. Dar ce înseamnă centru de zi? Facem centru de zi din bugetul local, după 5 ani de zile. Se transformă în centru de noapte, din centru normal. Explicați-ne ce înseamnă centru de zi. Da. Exact ce scrie în proiectul de hotărâri, domnule. Explicați-ne. Dar nu, dar ai citit programul din proiect. Mulțumim. Dar nu poți să te duci acolo. Ba da. Problema este exact cum zice domnul. Păi te duce, dar în anumite condiții. Te îmbracă frumos dimineața. Și seara, trebuie să vină să te ia în brață. Din bugetul local îl lăsați vrăjelile și minciunile. A început. Centru de zi, asta înseamnă. Că dimineața îl îmbaci frumos pe bugetul. Nu duci la centru de zi și seara vii și iei acasă. Din bugetul local o să fii la centru de zi. Vrăjel din astea, da. Nu știu dacă o să mai prindă. Ai nu. Mulțumesc. Eu știu, vedeți? Nu prind. Vedeți? Spuneți, ei nu cunosc că nu mi-am. Nu, că ei nu se face cerul. Nu cred. Și vreau. Dar lumea nu vezi. Nu arăta fața vinovată. Dar ce faci? Stăm și doi vorbesc și vreți să stați să uite. Domnul Barna. Mine înseamnă domnul Gâmbi. Da, ce faci? Te-ai transformat în mare cetățean. Cetățenilor în lingă urmar. Cum te duce fârfit prin toate coțurile? Mă mir că nu ți-l ușe. Domnul președinte. Domnul Barna. Lasă și cei dacă ți-l lingă. Cel puțin să-l făcut ceva cu mâna. Da, mi-asum. O lumină s-a făcut când dau telefon la primar să rezolv. Dar nu ca foarte multe. Aduți face tare. Nu astea precizează. Pot și eu câteva cuvinte. Domnul președinte, de ce nu dați voie să termine? La revoluție s-a murit ca să putem vorbi, domnule. Ne uităm des la unul când tot vorbește, ne trebuie papi primar, papi rasă, papi ceara. Dar lasă domnule să termine. Știți ce îmi pare rău? Spuneți. Pentru că suntem o echipă aleși de cetățenii comune. Care e echipa, domnule? O echipă. Domnul Barna. 14 persoane, că tu ești pe de la fac. Venim la o ședință, în loc să discutăm niște lucruri. Vrem să plecăm cât mai repede acasă. Unul zice, probabil, așa? O prostie. Băi, o analizăm, bună, rea, să vedem ce cu ea. Ne adunăm aici la primărie, să trezește Barna, îl întrerupe pe Gânga, îl întrerupe pe Rață. Doar Barna. Cel puțin este problema. Știți de ce e problema? Când am văzut pentru o prostie. Pentru că face fiecare. Dar tragi, din gură. Tu ai față de primar? Nu,
Poate ai dumneata. Păi eu niciodată nu mai cade de să stau în prânduție. Poate ai. Domnul primar, când am deschis Facebook înainte de a da postarea, am avut noi o ședință, am rămas și chiar am discutat ce-i de făcut că nu-i voie să cheltuim pentru cadourile de Moș Crăciun. S-au propus din bugetul consilierilor. N-am zis destul de clar. Da, până la consilierilor, domnul Gângă. Da, din buget. Din bugetul care vrea să pună bani. Eu am zis că da, dar cât e? Dar cât e o soldă? E prea puțină. Până la urmă s-o găsit la 34 persoane. Domnule, închideți radio-ul ăla care. Să dăm armată. Așa. Sunteți cadru militar în momentul când acoperire. Ați făcut cum ați făcut și ați spus bani. 3-4 persoane din primărie, chiar m-am bucurat. Ca să văd și eu într-un dă o postare, cine parla și începe să mintă pe Facebook. Băi, o nerușinare ce-ai făcut. Nu-ți rușine să spui treaba asta. Să spui tu că ciocolata, Laura, nu-ți bune. Păi tu te faci făcut. Că-s făcut, că să lipesc pe limbi. La mine nu s-o lipi pe limbi. Nici la copiii mei. Îmi pare foarte rău că suntem aleși aici. Când venim, ceartă, dice că strădește barna. Nu, pentru că barna nu se vede. V-ați bătut joc de copii și ați fost complici majoritatea și ați dat copiilor produse care sunt cancer. Dar mai fost bun. Ia spune un produs care nu-i cancer pentru tine. Ați dat produsele în bătaie de joc. Care, domnul Barna, care produse? Înțelegi că doar uitați-vă, nu contează că toate produsele care ți le găsesc acolo în punctele alea, da? Sunt aprobate din Ministerul Sănătății. De asta și găsesc în comerț. La fel, dacă au cancer și dacă au conformitate europeană. O certificat de calitate. E cumpărat de la Meta. Dar și știi bani. Iar el trage cu firma Aro, un singur produs de la Aro, care Aro nu-i firmă producător, e firmă de ambalare. Domnul, el ambalează. Ați dat niște produse de cea mai proastă calitate. Pentru tine e de proastă, că tu n-ai mâncat niciodată altceva. N-ai mâncat niciodată. Singura bătaie de joc în comuna aceasta este Barna. Singura bătaie de joc pentru comuna e Barna. Altul nu. Altul nu bate joc de domnul Barna. Barna bate joc de comuna. Să vă fie rușit. Să-ți fie de bine. Da. Și cu procesul ăsta? Să-ți fie de bine. Ai dreptate. Ai dreptate, domnule. Ai dreptate, domnule. Ai dreptate. Ai din 2016. Și ce produse vrei? Ce produse să-ți aduc? V-am pus. Alte primării ce produse au dat? Domnule, uitați-vă la primăria de la Zemeș. Dar te uiți după etichetă? Te uiți la produs după etichetă sau după produs? După produs, domnule primar. De etichetă, că produsele au aceleași euri. Coca-Cola, când el... Uite la ei, de la PNL. Uite ce băieți finuți aici. Colegii mei nu se coboară la nivelul tău. Nu se coboară la nivelul tău. Sunt singurul care m-am coborât. Nu se coboară la nivelul tău. Păi nu, dar mai jos n-ai cum te cobori. Mai jos n-ai cum te cobori. Încerci toate posibilități să manipulezi, să minți lumea, poate mai prins câteva voturi. Poate mai prins câteva voturi. Altceva nu poți face nimic. Doar să minți lumea, de acum iar începe cu pozatul, că asta e miseria ta, că alta nu ai. Da. Iar începe cu jalbile, când ne-ai terminat, că era departe comuna asta dacă nu făceai cu jalbile. Jalbile la orice proiect, la orice jalbile. Una, să-ți arăt. Până acum se spunea că-s eu cu jalbile. Nu a spus nimeni din mea, trebuie să știe ea că-i barna, că ea să se lumea. Orice produs. Bun, vreau să iau și eu cuvântul 20. Băi, Cătălin, spuneți colegului dumneavoastră. Domnul profesor Delitele, dați-mi băi și la consilier să vorbi, dați băi, 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 domnul Barna trebuie să dea cuvântul la vorbitori, pentru că nu te-a și eu, v-a ascultat. A, băi, da, nu vreau să-i comentam. Asta e placa ca o procedează în toți anii, la sfârșitul anului calendarului. Domnul președinte, din ultimul mandat, de asta tace. Băi, probabil, ce nu mai pune pe el candidatul dacă face abonament? Nu mai minți. Da, mai cred. Nu ai să mă... Nu mai găbdă
cu câteva lucruri, oricum vreau să mergi și consilier. Ce o stricat acul la... Toate produsele care le-au fost date sunt pe toate magazinele, toate rapurile, pe toate magazinele din România. Dacă nu-ți place cum sunt, de ce nu faceți reclamații la protecția consumatorului, la producător? Asta de unde l-a făcut primarul acasă și nu-s bune. Sau și contrabandă. N-am auzit în afară de bar, dar mi-a auzit cineva să nu fie mulțumit. Ei, dar nu-i place, nu-i convine. Dar da, orice așa duce. Dar poți să aduce aur, domnule. Aur de 14 carate, o să zic că trebuia de 20. Sau nu mă pricepe, 24, da. Dacă nu ceva că e în opoziție, la așa vede opoziția. Toți copiii au fost mulțumiți. Când se găsește câte unul care... Așa poți să-i dai orice și nu-i place. Da, nu? Da. Produsele sunt pe toate rapturile, la toate magazinele, la Metro, la Kaufland, la Pistitor. Să iau și o cuvânt. Și nu scrie pe niciun produs că n-au voie să fie consumate până la 14 ani. Exact cum ai zis tu în filmulețul ăla. Nu e așa. Asta e mințit acolo. Plus de asta cu banii 500 de milioane. Dar eu am obișnuit, dacă atâta știi, știi Dumnezeu. Nu așa vorbim, așa cum v-ați obișnuit. Unii drept, îi drept, unii n-ai dreptate, n-ai dreptate. Și cu asta nu mai comentez. Ai pus dreptate. Ai dreptate când v-am spus că ați devenit lingău pentru că v-a angajat nevasta domnul primar în primărie. S-a dat examen. Am avut eu dreptate când v-am spus lucrul ăsta. Domnul Barna, te ce zic, că nu m-am mințit. Dar am avut eu dreptate când i-am spus domnul. Hai că mai o leagă și plece, și faraș deja. Eu pentru că i-a făcut un dig în fața porții. Are vreo legătură cu ce? Bă, era la fundul eu, mă. Domnul primar, ce ați ajutat la digul ăla? Eu l-am făcut pe bani. Dumneata cu mâine, de cum mânțile. Cu buldozerul am primat, am adus buldozerul. Dar dacă domnul Barna nu a făcut nimic în viața lui, de unde să știe el cum să face o lucrare sau cum? Domnul primar, dar totuși am adus aici, era în discuții că trebuia pus în față la cămila rățenii Paveli, da? În care cămin era domnul primar? Unii, care era, unii ăsta nu cămin, cămin cultural, la care trebuia să pune? Trebuia, deci n-a spus, dar la care trebuia să pune? Nu, dar la care era prins, la rețeni, da? Ei, domnul Barna a arătat un, era Buhai la schit, uite domne, că nu există nimic. Bă, ce valvă pe Facebook, primar vrea să facă ce? Ei, să mai e o rândă, ăla e cămin, bă, trebuia să-ți fie un pic. Stăpâniți-vă, că nu sunteți cu nevasta. Bă, trebuia să-ți fie rușine. Stăpâniți-vă, că nu sunteți cu nevasta în casă, bă. Dar cine ești? Dar tu e o jignire? Dar tu e o jignire? Vorbește cu dumneavoastră. Ești la persoana a treia? Nu, și ce dacă și ce dacă? Păi du-te bă și tare. Domnul Barna. Nu speri, cred că ai studii mai mult. Domnul Ginga. Domnul președinte, nu trebuie să vă cereți voi de la Barna, că nu sunteți președinte. Dar ce vreți domnule de la Barna, că el are, dai seama. Da, cum cereți voi de la Barna? Eu referitor la ce-a postat... Aveți ieși? Scuze. I-am ocupat. Pierdiți ce mai frumos, da. Bani rău, să te-am căutat de soare și nu-i tocmai să facă. Dar să eu și așa vă să facă. Acum dau drumul la cuvință. Da, referitor. Mulțumesc. Când declarăm ședința încheiată, văd că și da. Suntem proști. Acum o ajut pe față tura asta. Da, pe față la pe față la. Doar că ședința e amânzitoare. Nu mai. Să luăm risc cu dumneavoastră. Ați declarat încheiat. Bine, dar nu de. Dar hai, spa din cei care